Începând de luna aceasta, România trebuie să achite în tranșe împrumutul acordat de FMI. Scadența este în 6 august, iar cele 671 de milioane de euro reprezintă prima rată din împrumutul de peste 10 miliarde de euro contractat în 2009 de la Fondul Monetar Internațional. Până în 2016, Banca Națională a României va rambursa 13,5 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 700 de euro pe cap de locuitor. În afară de dobândă, Banca Centrală va achita cu 1 miliard de euro în plus rezultați din cursul nefavorabil euro și dreptul special de tragere. La ora contractării creditului de la FMI, acesta era considerat ca o plasă de siguranță, România fiind de-abia la începutul ciclului de recesiune economică. Ulterior, când economia națională a fost aproape de colaps, acest împrumut a devenit colac de salvare. Rata scadentă lunii este doar prima din acest an. Mai urmează încă una la fel de mare pe 6 noiembrie, urmată de alta pe 21 decembrie. Însă BNR va plăti considerabil mai mult decât a contractat. Principalul motiv este faptul că drepturile speciale de tragere, moneda internă a FMI, s-au apreciat cu peste 8% în ultimii 3 ani. La valoarea anuală, BNR va plăti cu 1 miliard de euro mai mult decât a împrumutat între 2009 și 2011, doar din diferența de curs, fără a mai lua în calcul dobânda. Dacă se adaugă și dobânzile de 577 de milioane de euro, rezultă că până în 2016, Banca Centrală are de plătit fondului monetar 13,5 miliarde de euro. Grosul plăților se va face anul viitor și în 2014. Aproape 10 miliarde de euro va rambursa BNR în 2013 și 2014, câte 5 miliarde în fiecare an. Actualul acord cu Fondul Monetar Internațional de 3,5 miliarde de euro este de tip preventiv, iar România nu a făcut până acum nicio tragere, așadar nu are ce să înapoieze FMI.